De lacul Corâta 1 am auzit, de la un prieten al emisiunii noastre, numai lucruri frumoase, așa încât am decis să facem o partidă aici, mai ales că ne place să vă prezentăm în fiecare sezon locuri noi de pescuit. Ne-am urcat în mașină, am pus cap compas Autostrada Soarelui, de pe care am ieșit la Fundulea și ne-am îndreptat spre Nana. După aproximativ 40 de kilometri, mai puțin de o oră de mers, am ajuns pe baltă, unde am fost mai mult decât plăcut impresionați de ce am găsit. Să discutăm cât am prins, ce am prins și cu ce am prins, vorba nemuritorului nostru actor Toma Caragiu, să vedem cu ce îi primește Corâta 1 pe mincinoșii care aleg să-și petreacă timpul aici. În primul rând, un lac de 30 de hectare luciu de apă, cu adâncimi cuprinse între 1,5 și 6 metri, populat constant și ca atare, cu o densitate mare de pește, amur, caras, plătică, somn, șalău, știucă, fitofag sau novac, dar și cu vedetele apelor dulci, crapul comun și oglindă. De remarcat că se poate pescui atât cu reținere, dar și în regim prinde și eliberează, mai ales că există numeroase exemplare de mustăcioși trecuți de două cifre. Complexul turistic Corâta 1, pentru că, da, veți vedea imediat că își merită cu prisosință această denumire, stă la dispoziția clienților tot timpul anului, deoarece este încălzit electric. Aici găsim 6 pontoane și 5 foișoare, zonă de camping plus 8 unități de cazare, care pot acomoda în total 22 de persoane, cu camere modern mobilate și complet utilate, 2 băi, ciubăr cu apă sărată, restaurant cu loc de petrecere și activități de agrement, între care regăsim biliardul plus diverse jocuri de socializare, precum remi, șah, table sau cărți. Cei interesați să organizeze evenimente private sau team building-uri pot închiria integral complexul, care beneficiază și de internet wireless nelimitat. Vizitatorii pot socializa în jurul unui foc de tabără, pot folosi grătarele rustice aflate în foișoarele special amenajate, ori în zonele special dedicate de self-catering. Cei care nu vor să stea lângă lansete pot face plimbări cu barca în zonele unde nu se pescuiește sau cu bicicletele puse la dispoziție de administrație. Programul de pescuit pentru partida de 12 ore este de la ora 6 dimineața la ora 18, iar cel de 24 de ore de la 18 la 18. Pescarul va folosi maximum 4 scule pe un bon și trebuie să știe că plantatul este interzis. La pescuitul de 12 ore cu reținere se vor opri 4 kg de pește, taxa fiind 150 de lei, iar la 24 de ore se rețin 5 kg de pește pentru o taxă de 200 de lei. Peștii din specia crap comun, crap oglindă sau amur se pot reține doar dacă au greutatea mai mare de 1 kg, dar până în 3 kg, în timp ce exemplarele din speciile caras, plătică sau novac se opresc doar dacă au dimensiunea peste 20 de centimetri. O altă surpriză extrem de plăcută este cabana situată în zona sălbatică, aflată la aproximativ 2 km de complexul turistic. Cabana are 4 dormitoare, 8 paturi, un foișor cu 2 canapele, mese, scaune, grătar, toaletă ecologică. Accesul aici se face exclusiv cu barca. Locul este superb, fiind perfect pentru mincinoși, deoarece adâncimea apei e cuprinsă între 3,5 metri și 6 metri. Cele mai mari exemplare de crap comun s-au capturat la cabană, deci este clar că data viitoare echipa emisiunii noastre își va încerca norocul aici. Am scos cele două lansete puse pe momitor, să le schimb un pic și exact ca așa se întâmplă de obicei la pescuit. Când am rămas cu două lansete în baterie, mi-a tras un pește. Pescuiesc cu două tipuri de pontură, două cu plumb pierdut, două cu momitor. Le-am scos pe cele două cu momitor și am rămas pe plumb pierdut și uite că cu boilers. Pe baltă, care în mod normal este frecventată de pescari care iau pește acasă și care pescuiesc
cu momitoare, cu plastice, cu porumb, poate cine știe, habar n-am, chiar bermuș sau râme, dar peștele mănâncă la boilers. Asta este foarte important, din ce simt eu așa, cred că este un pește un pic mai mare, ceea ce demonstrează că cu un pic de răbdare, cu un pic de inteligență, putem să luăm niște pești frumoși. Hai să vedem. Opa, l-am adus un pic aproape așa. Trebuie să fim atenți, pentru că odată că suntem pe un ponton care este legat de mal, nu este fixat și ne cam fuge de sub picioare, dar nu e asta o problemă neapărat. Ceea ce este foarte important este că apa e rece, peștele nu se hrănește așa cum ar trebui și trebuie să avem grijă. După cum se poate vedea, pentru partida de astăzi am folosit bețe de la Barracuda. Am 4 bețe diferite. Aici lucrez cu un Legendary Carp 390. Toate prezentările pe aceste bețe sunt pe canalul nostru de YouTube, la Mincinoșii TV. Lucrează foarte, foarte bine. Dovadă că nu contează numai frâna, da? Contează și bățul cum lucrează. E foarte important. Să vedem ce luăm aici. Pare că e mai îmbrăcat așa, pare că e mai șmecherit. Ia să vedem. Opa, da, pare mai frumos. Ce e o chestie foarte interesantă aici la baltă, că peștii sunt foarte, foarte, foarte vii, puternici. Nu sunt pescuiți, nu sunt prinși și ca atare drillul este nemaipomenit. Așa. Uite ce frumos face. Uitați, se vede și coloritul și aripioarele, portocaliu pe roz, așa, pe portocaliu, pe galben. Super. Asta este de fapt plăcerea pentru pescuit. Drillul. Și când ai și un pește de genul ăsta, uitați, se vede bila, da? Superb, frumos, agățat în buza de jos, să-l manevrez ușurel, că să nu-l rănesc mai mult decât e cazul, a fost ușor. Am un cârlic mic, e un cârlic de 6, bolez de 24, cârlic de 6, o montură cu bilă de 24, burtă mare, încă vremea este foarte rece, cred că are, nu știu, lapt sau icre, dar mai au până de pun, că e foarte, foarte frig afară. Bravo, tăticule! Hai, vedem să așa.
un pește prins la boiles. A stat în apă câteva ore, a început să lucreze. Deci mănâncă la coruta 1 ciortanul. Hai să spunem că e un ciortan așa la vreo 2,5 kg, 3 kg. Mănâncă boiles. Contează. Un pește frumos, sănătos, curat, care bineînțeles că s-a agățat în spin, dar uitați, nu e agățat, gură întreagă, frumos, bravo tati! Super! Îi dăm drumul repede, repede, repede! E destul de răcoros, ceea ce înseamnă că apa încă este rece, dar viguros și bătăios. Bravo!